acest vameș avea cea din tâi calitate mizerabilă care l-a discreditat în fața întregii comunități unde își ducea activitatea, a fost lăcomia. Și o să spuneți, dar unde scrie? Scrie! După ce l-a auzit vorbind pe Ioan Botezătorul în pustie că vami și să ne gustorească cu dreptate, a venit în Erihon, a vorbit cu slugile, a spus, domnule, am fost în pustiu Iordanului, am fost la Vitavara, domnule. Păi tu știi ce e acolo? Este un pusnic din ăsta, nebărberit, cu haină de cămilă, încins cu o curea, umblă cu niște sandale, mănâncă numai verdețuri din astea și poame. Domnule, a ieșit niște cuvinte din gura lui, nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta. Se spune și despre Hristos, dar nici ca Ioan Botezătorul să nu credeți că au vorbit prea mulți. În general, predica bisericii trebuie să fie una catifelată, să nu zgârie, dar trebuie câteodată să iei și cu aia, cu pieptenul de scos câlți din astea de celuloză când faci fuior, trebuie să scoți toată puzderea aia, că dacă o lași, oamenii chiar cred că sunt toți sfinți, oamenii chiar cred toți că nu mai au păcate, oamenii chiar cred că sunt perfecți și în general, ca să vedeți culmea perfecțiunii, o găsim într-un singur cuvânt. Bă, eu să-ți spun, n-ai dreptate, parcă el ține dreptatea, dar tu de unde o ai, mă? Ce-mi s-a dat? Ție dreptate ca să o împarți la altul. Dreptatea e în Evanghelie și în Hristos. Dreptatea e în Scriptură și în adevăr. De când ești tu proprietarul dreptății? Dăm să văd actul de vânzare-cumpărare. Și după ce? Deci după ce Zaheu a povestit slugilor ce fel de om a întâlnit la Iordan, slugile îi spun, dar stai că nu stă așa problema. Domnule Vameș, domnule Zaheu, stăpâne, sau cum se adresau în vremea respectivă, mai este unul mai mare decât el. Acela botează și cu Duhul Sfânt și cu foc mai mult decât cu apă. Acela vorbește mai tare ca Ioan. Spun cei care au fost de față că ar fi văzut cerurile deschise, că ar fi văzut pe Duhul Sfânt în chip ca de porumbel deasupra lui, că s-ar fi auzit glas din cer, că leproșii se vindecă, că șchiopii umblă, că orbii văd, că cei neputincioși se tămăduiesc. Și a zis Zaheu, nu-i bine de noi, trebuie să încercăm să trezim conștiința. Și când s-a auzit de Iisus că trece prin acele locuri, că de la Iordan, de acolo din Galileea și până la Erihon, nu e o cale exagerată, dar pe acolo-i drumul, pentru că nu era drumuri ca acum la tot pasul, era căi de acces generale și unice știute, pentru că restul era prada tâlharilor, era pustiu, era șacal, te mâncau animalele sălbatice. Auzind că prin Erihon, pe la vamă, va trece și Iisus, fiul lui David, el s-a suit în copac sus, pentru că de statură. Aici propoziția este de o finețe și de o frumusețe în viziunea evanghelistului, nu aveți idee. Și că s-a suit într-un copac să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Aici putem descoperi două elemente noi. De unde știa el că pe acolo avea să treacă? Inima îi spunea că nu degeaba îl frământă conștiința și noi folosim în popor foarte des acest termen. De ce te temi, de aia nu scapi? Ați înțeles? Să țineți minte că des o folosiți și voi vă ascundeți după ea. Nu vreți să o luați în seamă. Dar așa este. De ce ți-e frică, de aceea nu scapi? Și ce face vameșul? Își face o prealabilă pregătire de întâlnire cu Dumnezeu. Mai întâi se urcă în pom, undeva și ideea de superioritate, pentru că aici mai întâlnim un element nou,
pe care iar îl tratează exegeții uneori din fugă sau poate îl scapă din vedere. Iisus a privit în sus. Dar ce, Iisus avea nevoie să uite, nu știa cine e Zaheu? Dar arată, cum spune Apostolul Pavel, că m-am făcut tuturor toate. Așa spune Pavel, ca pe toți să-i fac una în Hristos. Deci, de data aceasta, Hristos se urcă la nivelul lui Zaheu și îl privește. Unde mai întâlnim lucrul acesta? Îl mai întâlnim într-un singur loc. Ce fac oamenii când cineva face o greșeală? De l-ar trăsni Dumnezeu, de l-ar lua dracu, de n-ar mai ajunge. Ei, Dumnezeu nu face așa. Vrea moartea păcătosului să nu vină, ci el să se întoarcă și să fie viu. Și unde întâlnim lucrul acesta? Îl întâlnim la Pavel în drumul Damascului, când ăsta furios ne prindea creștinii, tărai, omorai, spintecai, tăia cu sabele, tăia capetele, îi chinuia, pentru că el era ferm convins că iudaismul e singura religie adevărată din Ierusalim. Și atunci Hristos îl îmbracă într-o lumină, îl orbește și îi spune, de ce mă prigonești? Saule, Saule, îi spune și pe nume ca să vadă că despre persoana lui e vorba. Nu ți este ușor să lovești cu piciorul în țepușă. Ce avem aici? Avem un element iudaic în care inima este perfect curată, dar râvna este perfect evreiască. Era crescut la școala rabinică din Ierusalim, nu era crescut în activitatea de 3 ani a Mântuitorului Hristos. Că de-ar fi fost Pavel crescut în jurul Mântuitorului, cum au fost cei 12 apostoli, vă asigur eu că nu mai rămânea nicio țară păgână pe pământ. Lui Pavel i-a fost dat să-l cunoască prin har și prin credință. Pavel întotdeauna a avut un tremur sufletesc și o reținere în toată cultura lui să nu fie cumva descalificat sau apostrofat. Bă, tu n-ai stat 3 ani cu Mântuitorul, cine te crezi? Cum te dai mai mare ca noi? S-a și făcut un sinod pe această temă, că Petru, care fusese lângă Mântuitorul, mai fricoșel așa din fire, începuse pe cei ce vin la creștinism întâi să-i taie împrejur. Un lucru inutil și fără sens. E, Pavel, când a simțit slăbiciunea, a șters cu Petru pe jos. Să nu credeți că apostolii stăteau la cafea și puneau la cale încreștinarea lumii. Au fost riposte, au fost neînțelegeri, au fost concluzii, Pavel a fost dezamăgit, Marco a plecat și l-a lăsat și încă alți ucenici din cei 70 a rămas doar cu Timotei, care într-adevăr l-a ascultat dumnezește. Și când Pavel s-a întors la Dumnezeu, s-a întors că inima lui era perfect de curată. Ei, asta găsim noi astăzi la Zaheu. Un evreu cu inima curată. Deci pornirea lui în inimă a fost perfect sinceră. Ei, spre aceasta a țintit Hristos. Nu spre averea lui, nu spre bogăția lui. În general, dacă ne uităm azi raportat la biserica noastră ortodoxă, ce vedem? Că bogații, intelectualii bogați, bogații intelectuali, au un plus de sine când intră în biserică și consideră că i-au făcut lui Hristos a favoare că ei sunt prezenți în biserică. Se poate uneori că nu. De ce? Pentru că în momentul când ei privesc icoana lui Hristos, îl văd cu o carte în mână binecuvântând. Aceea e cartea în care noi ar fi sau ar trebui să fim scriși. Și am putea fi scriși în cartea respectivă, dar după anumite criterii. Auzi care ar fi criteriile? Nu vă bucurați că vouă vi se pleacă dracii. Nu vă bucurați că se vindecă bolnavi. Nu vă bucurați că înviați morții. Mai mult bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Ia să facem o retrospectivă personală de la învon și spre popor și să ne întrebăm câți draci am scos, câți bolnavi am vindecat,
câți morți am înviat și aceea-i roada misiunii pentru care noi am putea oarecum sta scriși în cartea vieții. Ei, dacă ne uităm la acesta, la Zaheu, găsim două elemente total diferite. Un om care a asuprit, un om care a acaparat, un om care a strâns ca șobolanul, ca așa obișnuiește omul să adune cu și fără măsură, dar totuși un om care a fost receptiv la cuvântul lui Dumnezeu și deodată și-a dat seama, sau poate pentru o mustrare de cuget, noi nu cunoaștem conștiința, ce trebuie să mai învățăm, să ne mai aduce aminte de un lucru. Omul prin construcția sa este teandric, care și pe Dumnezeu și natura. Deci în natura noastră de carne, Dumnezeu nu lipsește divinul. Și probabil că acea trezire de conștiință varga lui Dumnezeu l-a făcut deodată pe om. Băi, stai alea, că eu le-am adunat astea, ăștia toți mă înjură. Ce am câștigat din asta? Dar și-a adus aminte de porunca aproapelui. Și atunci când a venit Hristos la sicomor, la dud, că este mare polemică ce pom o fi fost ăla, putea să fie și o răchită, nu ne interesează din ce clasă biologică și din ce regnu face parte, ne interesează că acel vameș cocoțat sus a fost văzut de Dumnezeu. Și a zis, dă-te jos! Adică, vino unde ți-e locul, nu te urca pe treapta pe care nu ești și crezi că ești. Aici vrea biserica să ne aducă pe noi. Nu te mai crede mistic, nu te mai crede făcător de minuni, nu te mai crede vindecător de draci și izgonitor, nu te mai crede perfect, nu te mai crede fără de păcat, nu te mai crede cunoscător a toate, nu te crede nimic. Crede-te cum spune Iisus Hristos în rugăciunea Sfintei Împărtășanii. Cel din tâi păcătos sunt eu. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deci, asta este ținta. La un moment dat, vameșul pus în fața unei asemenea situații, ce face? El auzea toată șoșoteala din jur. Să n-ai impresia când ești cu musca pe căciulă, că tu nu cunoști din privire cine te atacă sau cine te împunge sau cine îți poartă grija. Și atunci, ca o mărturisire publică, dar mai mult decât ca o mărturisire publică, vameșul scoate asul din mânecă și spune așa, Doamne, am așa eu o presimțire, dacă tot ai venit în casa mea, că ăștia de acum strigau în gura mare, închipuiți-vă că noi stăm aici la predică, și cineva din ușă de acolo, din spate, dintr-o mulțime, încep să strige. A, bă, păcătoșilor, voi ascultați predica, bă, ticălosule, tu vorbești. A simțit vameșul lucrul acesta și a zis, ia stai să dezamorsez eu greșeală. Și ce a făcut? A zis, Doamne, am de gând jumate din avere să o dau la săraci. Deci, iată, milostenia sparge cer. Mai mult nu comentăm că nu ne interesează modul cum să dă de pomană. Scriptura ne-a spus scurt. Dacă nu știe stânga ce face dreapta, ai plată. Dacă trâmbiți când dai ceva de pomană, îți pierzi plata. Cel mai bine să o facem pe ascuns și Dumnezeu să știe. Dar vine și cu răspunsul la păcatele lui. Da, cunoștea bine legea veche, vedeți, asta e marea taină la Zaheu, deci era cunoscător a Sfintei Scripturi. Vedeți, noi azi avem atei aceștia în față care miros alene de la kilometri și nu-i interesează ușa bisericii și spune, eu sunt liber cugetător, bă, tu ești prost făcut de mamă ta, mă, nu ești liber cugetător. Deci, vrei, nu vrei, Dumnezeu te-a creat, vrei, nu vrei, cu El te întâlnești, vrei, nu vrei, în groapă ajungi, vrei, nu vrei, în rai sau în iad vei fi trimis. Deci, Dumnezeu nu schimbă legile firii după ifosele lumii. Dumnezeu nu schimbă ortodoxia după mirosul sfina personalităților.
Deci Hristos e persoană și noi suntem personalități. Deci îți dai seama ce mic e Hristos față de noi. Ei, și spune Vameșul, dacă am greșit cuiva, ce frumos, am să-i dau un pătrit, adică ți-am luat un leu, îți dau patru. Deci s-a gândit să-i dea și dobândă. Vedeți ce taină interesantă? Că omul poate să ajungă, asta e de fapt esența patericală a pildei de astăzi, că tu poți într-un timp foarte scurt, dacă ai credință și pocăință curată, să răscumpere o mare capacitate și cantitate de greșeli săvârșită într-un timp lung. De aceea majoritatea Sfinților Părinți vorbesc de pocăința de pe urmă, de ceasul al 11-lea, de ceasul al 12-lea, vorbesc de lacrima de pe patul de moarte, pocăința din ceasul morții. Astea vin ca niște norme divine și dărâmă ceea ce numim noi în legea socială, normă morală, etică morală, normativ moral. Nu scrie nicăieri că dacă ai păcătuit 50 de ani și un an te-ai pocăit, n-ai loc în rai. Depinde ce pocăință ai făcut. Dar nu scrie nicăieri în rai, în vreo carte, că dacă 50 de ani ești serios și un an ești mizerabil, trebuie să ajungi în rai. Vedeți cum este proporționalitatea faptelor în biserică? Spune așa Hristos, cum te voi prinde, așa te voi lua, cum te voi găsi, așa te voi judeca. Te-a găsit în pat cu mândra? Desfrânații nu văd împărăția lui Dumnezeu. Te-a găsit țapă în debat în crâșmă? Bețivii nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Te-a găsit împotriva firii ce vor ăștia să legifereze și să legalizeze? N-ai loc în rai. Nu îl interesează Dumnezeu, Dumnezeu nu se ocupă de nebunelile omenești. Nu-i treaba lui. L-a întrebat Petru, Doamne, lumea asta mulțită, cum va trăi? Vedeți în epistola lui Petru. Se vor înșela unii pe alții și nu vor muri. Deci, vedeți? E lege și cuvânt scris în Scriptură. Deci unii la alții își vor face rău, se vor înșela unii pe alții, se vor pismui unii pe alții, de-aia vine Apostolul Pavel și asta dărâmă. Voi cei duhovnicești, luați neputința celor slabi, nu pismuindu-vă unii pe alții, nu urându-vă unii pe alții, pentru că așa veți împlini legea lui Hristos. Și Hristos, care e răsplătitorul tuturor bunătăților, ce îi spune lui Zaheu în auzul tuturor? Azi s-a făcut mântuire casei acesteia. Faceți și voi la fel. Toată lumea spune, dar tâlharul de pe cruce, ai văzut cum s-a mântuit cu două cuvinte? Ajungi mă tu în faza tâlharului și nu o să te oprească Dumnezeu să intri în rai. Dar se pare că te va prinde Dumnezeu călare pe cruce ca tâlhar și tu tot cu mintea la hoții. S-ar putea să te prindă Dumnezeu cu casa plină de icoane și tu tot acaparator să fii. S-ar putea să te prindă Dumnezeu cu casa plină de cruci sau cu... Noi ați văzut, purtăm la cercei, la gât, la tot e cruci, ne apărăm pe poartă, pe casă, pe unde vrei. Mă, nu-i tot una numai să o faci, să o trăiești și să o respecti? Crucea este materială ca existență, ca natură, e dintr-un copac, e dintr-un fier, e dintr-un ciment, din ce vrei tu, din plastic, din argint, din aur. Dar are sensul ei virtual și spiritual. Iubirea pe orizontal și creșterea mistică pe vertical. Ăsta e sensul crucii. Unește cerul cu pământul, e smerenia lui Hristos și smerenia Maicii Domnului, care odată urcă în sus și a lui Hristos coboară în jos, se întâlnesc în întrupare. Și deschiderea brațelor înseamnă toată lumea îmbrățișată în dragostea lui Hristos. Eu am venit ca lumea să se mântuiască. Asta e adevărata viață veșnică. Ca lumea să știe că tu ești adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis în lume. Și a zice acolo, cât de mult a iubit Dumnezeu lumea. A dat pe unicul său fiu la moarte și nu orice moarte, pe cruce. Deci, aici este esența Evangheliei de astăzi. Asta am vrut eu să prindeți din ea. Ca așa, ca să tot
tâlcuim ce a spus Teofilac, unii tot spun că Ioan Gură de Aur spune. Băi, Ioan Gură de Aur a spus în vremea lui. Îi lege ce a spus. Nu schimbă nimeni. Dar nu mai avem oamenii din vremea lui Ioan Gură de Aur. Acum s-ar putea să avem oameni mai ticăloși sau mai sfinți. Și atunci erau și ticăloși și sfinți. Dar trebuie să vedem și noi ce spunem. Și noi trebuie să avem punct de vedere. Sfinții sunt temelia bisericii. Sinoadele ecumenice. Temelia adevărului în biserică. Patristica. Cărarea bătătorită a adevărului. Dar noi nu suntem patristici? Noi a cui suntem? Noi nu tot la aceleași biserici suntem? Adică cum aia s-au putut face sfinți și noi nu ne putem face? Cum adică ei au putut fi apostoli și noi nu putem fi apostoli? Cum adică ei au putut fi exegeți și noi nu putem fi exegeți? Au putut fi apologeți și apărători ai credinței și noi nu putem? Nu vrem? Nu ne interesează? Ne trezim în calitatea de vamiși. Dacă ne uităm bine în jurul nostru, inclusiv toți ne asemănăm cu vamișul. Să avem, să strângem, să dăm la copii, să mai rămână, să mai fie și sub pat, și mai bagă și într-un borcan, și mai îngroapă și în grădină, și mai dușă la cec, și mai trece și pe numele lui mama, și mai pune și pe numele lui soacra, și adună, și adună, și adună, și adună. Și deodată îl găsești necat în piscină. A murit bogatul cu tare. Da, că spune Scriptura. Trăia în purpură și în vison, câinii mureau de foame la poarta lui, bogatul avea bube pe el de foame, că făcuse toxinfecție de la nemâncare și îl lingeau tot câinii, era ultima șansă de resuscitarea lui, iar ăsta uzurea fără măsură. Și s-a mâniat Dumnezeu și a luat sufletul lui când a murit și l-a dus direct în iad. Și de acolo străga, Doamne, mai am cinci frați, sau pe Moise și pe proroci. Și noi avem și pe Moise și pe proroci. Noul Testament e la noi, Vechiul Testament e la noi. Ce-i Vechiul Testament? Este cartea lui Dumnezeu, sinteza morală a mântuirii neamului omenesc. 10 porunci. Da, câți din biserică cunosc cele 10 porunci? Uite, un test pe data viitoare, să veniți cu ele scrise. Câți din biserică știu crezul și Tatăl nostru, sinteza credinței pe care o mărturisim? Câți din biserică știu sinteza pocăinței, Psalmul 50 și 142? Câți din biserică cunosc dogma Sfintei Treime, rugăciunea Împărate Ceresc, Tatăl nostru și Preasfântă Treime? Deci, vedeți, suntem în stare de vameș, dar nici măcar nu binevoim să ne suim în vreun copac, să căutăm vreun urcuș. Ne suim în mașină, ne suim pe pat, ne suim pe terasă, ne suim la munte, ne coborâm la mare, dar trebuie să mai și suim în minte, care e copacul, și asta o spune Părintele Stăniloae, Întreirea lui Dumnezeu în Ortodoxie, toți copacii din grădina Raiului erau rațiunile duhovnicești din mintea omului, Raiul era inima lui, care lucrează cu mintea, și câte un copac filocalic, câte un copac de vețile Sfinților, câte un copac din Noul Testament, câte un copac din pasajele Sfintei Scripturi, sigur dăm de Dumnezeu. Și devenim, fără să vrem, Israelul cel nou, sau cum spune, neamurile care au văzut lumina lui Hristos. Amin. Amin.